Salutare! Acesta e o nouă testare. Am să testez baclava aici. Am două cutii, două colecții. Asta din dreapta e de la Morrisons, asta din stânga e de la Tesco. Ei au de la diferite branduri colecții de baclava. Mie îmi place baclavala. Am aici lapte. Cu lapte am să beau. Să treacă așa gustul. Și da, o să fac o testare. Am aici mai multe feluri. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 feluri. 6 într-o parte, parcă și 5 în alta. Facem o testare, n-am mâncat baclava de un car de ani, dar mie de obicei îmi place. Ele la ingrediente, așa le-am studiat, că nu mă ocup mult timp, sunt făcute după rețeta standard clasică, e filo pastry, asta, din făină. Deja în dependență cu ce fel de nuci avem, e umplutură, de exemplu, alune, migdale, cajun, e umplutură și deja avem sirop. Avem prima grăsime, avem ghee butter mix, unt de ghee mixat, ulei de rapiță, butter ghee din lapte și deja ca dulceață e sirop, cane sirop. Adică sirop. Ar fi trebuit probabil că să fie, de fapt nu merg de albine, nu? Unele sunt, așa mai, dar acestea clasice care sunt făcute sunt cu sirop. Adică aveam simplu, făină, grăsime, ghee butter mix și zahăr. Aici parcă tot așa, filopast 37%, mai starce, apă, sare, uleiuri vegetale, ghee, palmier, rapiță, ghee flavor, ghee, așa, sirop de zahăr, glucoză. Și deja în dependență, da? De ce umplutură trebuie să avem acolo. După cât eu văd, ce avem aici? De exemplu, nuci 20%, ori de cajun 14% în partea asta altă. Adică în dependență de ce nuci avem aici, că trebuie să fie nuci de... Aici sunt migdale, da? Sirop. În diferite proporții, dar adică la general, nuci, făină, grăsim, zahăr. Asta e amara. Așa e. Aici am să vedem ce umplutură avem. Baclava, handcrafted, filo, pastry, falmouth, cajun, pistachio, nuts, made in London, authentic, ce și scris, Mediterranean, Middle Eastern, delicatessen. Asta e ca a doua cutie, Dina. Aici e asortimentul. Classic baclava. Handmade, făcut de mână. Și deci să începem. Da, să vedem. Eu am să fac rapid un test. Nu vă rețin mult. Pasta le mănânc. Op, cum strălucește. Deci așa avem niște triunghiuri. Triunghiul acesta se numește cashew triangle. Adică triunghi de cajun. Și avem așa... cu cajun, adică ce se știți la el după denumire se vede. Avem filopastri, adică în straturi, cu nuci cajun. E crocant, un milion de straturi aici. Crocant și dulce tare. Și vreau să spun. Că calitatea e bună. Bun. Mai departe, pătrățelul acesta. Walnut baklava. Yeah. Sau, este walnut baklava sau așa, da? Și greu dat seama. De fapt, este walnut baklava. Adică este. Nucă grecească. Acesta e mai gustos. Da. Da, spre precedent, să zici mă în 7, este în 7,5. Deci, de mă... Asta a fost walnut. Aha, este fruit baklava. Fruit baklava, nu știu cu ce, dar sunt fructe. Eu așa văd că să... Parcă e
Стафиди ну с хорошей. Ну как? Ну, мы детской. Помшаю с Рошей. Не так. А это как с Рошей. Блин. Дучек шор. А дучи же дают и те. Наша дечь. И мы как аста. Arată diferit așa înăuntru. Asta e walnut, asta e... Nu, totuși, ele ieșea diferite. Acela era roșie, că cu... Era cu tafidi, dar că asta are ceva portocaliu înăuntru. Totuși, este altceva. Tot e de fructe, dar e cu altceva. Ce avem aici? Cashew wafer, cashew, butter, unii de fruit interesant așa. Aha, cranberry, am avut dreptate, cranberry, era în aceea. Așa, asta e abricos baklava, adică asta e de abricos tot și ele toate sunt diferite. Asta e abricos baklava. Dar ce era cranberry, cum și-am spus. Așa era extrarea asta un pic de mai dulcire. În toată lista asta lipsește numai vreo două. Și da, asta e walnut, dar asta e mixed nuts. Probabil că ați vrea să le mănânc pe toate pentru că nu sunt diferite, nu sunt aceleași, credem că sunt câte două la fel. Înseamnă că un pic mai lungă să fie clipul și mai multe gusturi. Măi, ca și n-am cap. Ok. Deci, aceea a fost de-a lunii. Nu de-a lunii, dar de nucă grecească. Dar asta, apropo, că nu mi-am mâncat-o, era mai tare nucă grecească, să simte. Dar asta e că văd că are un mix mai negru înăuntru. Asta ce să fie? Deci era mixed nuts, diferite mixuri. Cashew. Fruit. N-am idei, dar arată diferit. Gustul diferit. Deci, găsesc deja un pic haos. Parcă nu-i ca junul, iau ceva. Walnut, cashew, cranberry, abricos, cashew, strani. Deci să o vedem neca triunghiul ăsta. Deci se numește culguscur. Da? E căjunat și cu pistachiul deasupra. Așa e un triunghi. Nu triunghi, dar piramidă. Asta tot e pe 8.5, așa bună. Dacă vreți să vedeți lista, dacă așa e.
trecem la a doua cutie și ultima. Vreau să fac o mai repede, dar dacă la fiecare trebuie să te uiți, plus ce sens are într-o minută să le iei toate în gură, dacă nici măcar nu înțeleg cu ce. Ok. Cu care să începem? Cu asta lunguiață. Mică aici la fel e descriere. Așa, lungă. Cushy finger, da? Dege de cajun. Filopastru umplut cu sirop și cu nuci de cajun. Un wonderful crunch. Ok. Îți dăm wonderful crunch-ul. Mi-e diferit la gustul asta. Aluatul. La textură ca precedentele. Și gustul mi-e diferit. Ai 50% aluat. Proporțiile sunt diferite, dar... G-mix. Sirop 21%, cajun 14%. Ok. Așa. Următoara. Dacă aceasta. Cajun Diamond. Și a fost Cajun Finger, asta e Cajun Diamond. E diamant în formă așa. Ce scrie aici? Finely chopped cashew nuts, sirop sandwiched in crispo. Uite cum e. Stratul deasupra doar. Și o umplutură de cajun. Să-ți faci în două. Așa ar arata. Dar suntem aici proporție. Acolo sunt 39 făină. Dacă ajung 20 contra 14. Sirop 24 contra 21, un pic mai dulci. Vezi? Care e diferența? Așa. Asta și almond baklava. Asta e cu migdal. Da. Că așa arată. Vede. Aluatul. Stratul e frumos. Jos e absorbit, deasupra crocant. Migdala pe mijloc. Și nouă făină, adică pastă, 24 zahăr, 19 migdale. Ok. Care e următoare? Acestea trei sunt la fel? Da. Bocaj. Crispy and flaky filopastre, drizzled cu sirop. Și cajun avem în interior. Ok. Am schimbat un pic forma. Sunt multe cu cajun, văd la ei. Aici e pe aș patru făină. Aluat, adică. Sirop 27. Mm.
Dar nu și 8.9 și mult unte, că așa. Următoarea, ciocolat baklava trufa. Aici avem mix din migdală, cajun, încăpit în ciocolată neagră. Mm-hmm. 36 pastri, 16 ciocolată neagră, migdali 4, pistacio 1 și 6, cajun 8 și 8. Ok. N-am mai mâncat baklava în ciocolată. Dar nici măcar nu văd aluatul. E mixată. E pur și simplu mix. Toată la un loc. Nici nu știi ce. Precedentele? Nu o să bați prea bau, dar asta nu prea înțeleg care e faza. Și-o vreau să ne-am gândit preferata mea. Așa. Și ultimul fel. Cum se numește? Dark Chocolate Crunch. Baklava ciocolată neagră, cu migdale, cajun și pistaciu. La fel ca și precedenta, doar că în formă deschisă, nu acoperită. Acestea, nu știu dacă pot fi considerate baklava. Asta e un pic mai bună ca precedenta. Dar nu pot fi, cred, considerate normal baklava, că nu sunt clasic făcute. Ce pot să spun? Asta a fost colecția. M-am săturat, nu mai vreau nimic. Stare dulci. Ne vedem în următorul clip. Pa!